merg o leacă mai încet ușor și merg pe unde este o măt ca să nu cad, că am căzut jos și mi-a rupt piciorul. Drumurile necurățate și cu ghețuși sunt cele mai periculoase. Este necesar ca încălțămintea să fie adecvată, aderentă, să nu fie de talpa de piele sau de plastic. Nu se recomandă de a merge iarna cu mâinile în buzunar pentru a păstra echilibru. Trebuie de mers atent cu pași mărunți. Tot în ultimile 72 de ore, la spital au ajuns două persoane cu hipotermie. Una a fost spitalizată. Oamenii spun că au metodele lor de a rezista frigului. Mă îmbracă mai cald. Trebuie să suportăm. Bem un ceai cald și mergem mai departe. Medicii ne recomandă să îmbrăcăm haine groase și să consumăm alimente bogate în proteine, cum ar fi carnea. Nu se recomandă băuturi alcoolice, deoarece dacă în primele câteva minute este senzația de căldură, pe urmă apare hipotermie. Oamenii susțin că nu hipotermia este cea mai gravă consecință a gerului, ci virozele. Fie o să o dată în săptămână să le controlați. Dacă vă doare când apăsați, da? Să știți că ceva nu e regulă. La mâine ceai portocale, cât mai mult și atât. Izvar, ceva așa, tradițional, adică cum m-a învățat mama în copilărie. Mai faci niște cartofi verzi, mai răsufli. Ne ducem la medic și primim lecuire. Pompierii și salvatorii recomandă cetățenilor să evite în această perioadă călătoriile pe distanțe lungi și să țină cont de avertizările meteorologice. Este binevenit ca în mașinile proprii să avem haine călduroase, băuturi calde, rezerve de hrană, dar și bateria telefonului plină pentru a apela serviciile de urgență în caz că suntem în situații de criză. Potrivit meteorologilor, din cauza pătrunderii pe teritoriul țării noastre a unui ciclon arctic, temperaturile scăzute, în special în timpul nopții, se vor menține până pe 15 martie.